Paznicul unui mall din Galați a fost amenințat cu pistolul de un bărbat. Totul ar fi pornit după ce soția agresorului nu a fost lăsată să intre în mall pentru că parcase pe un loc destinat persoanelor cu dizabilități. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se poate vedea cum cei doi se ceartă cu agentul de pază, moment în care bărbatul scoate pistolul și amenință că trage. Nu folosește însă arma, dar începe să-l lovească pe agentul de pază cu picioarele. Bărbatul a fost reținut și e în acest moment în arest la domiciliu. S-a propus de către parchetul de pe lângă judecătoria Galați arestarea preventivă, iar după ce propunerea a fost analizată în cursul zilei de 30 martie 2024 de către judecătorul de drepturi și libertăți, s-a dispus arestul la domiciliu al inculpatului.